Conform datelor oferite de Institutul Național de Sănătate Publică, până astăzi, 21 octombrie 2020, pe teritoriul județului Iași au fost confirmate 8.446 de cazuri cu persoane infectate cu COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 3.606 au fost externate, cu 59 de persoane externate în plus față de ziua precedentă. În județul Iași, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 5 decese în rândul persoanelor confirmate pozitiv, numărul total de decese fiind 204. Referitor la gradul de ocupare, al baturilor din spitalele suport COVID, conform raportărilor, astăzi 21 octombrie 2020 erau ocupate 481 de paturi, dintre care 43 sunt paturi ATI. În momentul de față, în spitalele suport COVID-19, mai sunt libere 12 paturi, 3 paturi la spitalul CF Iași, 3 paturi la spitalul de pneumologie, 3 paturi la spitalul de recuperare și 3 paturi la spitalul Sfântul Spiridon. Conform datelor centralizate la nivelul Direcției de Sănătate Publică Iași, astăzi 21 octombrie, un număr de 1870 și 6 de persoane se află în izolare, iar 940 de persoane sunt carantinate la domiciliu. Ținând cont de contextul epidemiologic actual și de riscul crescut de transmitere comunitară în rândul populației, instituția prefectului, județului Iași și Direcția de Sănătate Publică Iași reamintesc principalele măsuri care trebuie respectate. Purtarea măștii, atât în spațiile închise cât și în spațiile publice deschise, păstrarea distanțării fizice, igienizarea frecventă a mâinilor și evitarea aglomerațiilor în vederea limitării răspândirii infecției cu noul coronavirus și prevenirii în bolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Prin acest apel, Instituția Prefectului Județului Iași și Direcția de Sănătate Publică Iași recomandă tuturor cetățenilor să trateze cu maximă seriozitate pericolul determinat de infectarea cu noul coronavirus, să semnaleze către autorități cazurile în care sunt încălcate normele sanitare și să îndemne celelalte persoane să respecte toate măsurile de protecție.